Bună și bine v-am găsit la o nouă rețetă după foarte mult timp. Astăzi am să vă pregătesc o ciorbă de salată calardiar. În continuare vă las rețeta pas cu pas. Dacă vă place, nu uitați să dați un like, dacă o probați, lăsați un comentariu. În continuare aveți rețeta. Pentru ciorbă de salată avem în primul rând nevoie de salată verde, usturoi, eu am niște bacon. Dacă aveți șuncă, foarte bine. Tăiați 2-3 creste de șuncă, este mult mai bună. 6 ouă, sare, ulei, oțet, smântână și iaurt. Încet, încet o să pregătim salata, să o spălăm. Am desfăcut fiecare frunză de la salată. O spălăm bine, bine, în 2-3 ape. Iar apoi o să o tăiem mărunt cu mâna sau cu un cuțit. Punem o cratiță la încălzit. Dacă nu avem șuncă, punem două linguri de ulei. Dacă avem șuncă, am zis, dacă aveți lămină, puneți 2-3 creste, este mult mai bine. Dacă nu, puteți să faceți fără și puneți două linguri de ulei. Și lăsăm puțin să se prăjească. După ce am prăjit pumpenița, adăugăm, depinde. Eu am pus 500 de usturoi, lăsăm foarte puțin să se rumenească. Foarte puțin. Aici lângă mine am spălat salata, după cum ați văzut, am tăiat-o mărunt, da? Dacă nu aveți salată foarte multă, puteți adăuga o lingură de făină. Eu nu am dat făină. Usturoiul foarte puțin, pentru că dacă se prăjește foarte mult, se va amări, se face amară. Și băgăm salata. Se face foarte frumos. Lăsăm așa 2 minute până scade. Între timp, până scade salata, o să pregătim ouăle. Separăm albușul de gălbenușul. Să facem așa. Am pus patru albușe și o să punem patru. Iar astea două care mi-a rămas, o să le punem aici, separat. Da? Astea le lăsăm pentru sfârșit, iar gălbenușele amestecăm cu două linguri de iaurt și două linguri bune de smântână. Amestecăm bine, 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 bine până să omogenizează. Ca să nu se facă, să nu se adune nici smântâna, o să luăm puțin de apă caldă de la salată. Și să adăugăm aici.
Am pus apă de la salată, două polonicuri, chiar și trei, și amestecăm foarte bine. După 5 minute, salata, după cum vedeți, a lăsat foarte multă apă și a scăzut. Adăugăm apă. Adăugăm o lingură de sare. Adăugăm cam 3 linguri de oțet după gust și lăsăm 20 de minute să fiarbă. După cum vedeți, au trecut 20-25 de minute. Salata este fiartă. Într-o tigaie o să punem puțin ulei și lăsăm să se încingă foarte, foarte bine. Iar aceste ouă o să le batem bine, 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 bine. Bate bine ouăle. Aici este albușul cu o furculiță. Ia uitați, ne ajută mult așa să facem niște zdrențe. Înainte să punem smântâna cu iaurtul și cu gălbenușele, gustați dacă ciorba mai are nevoie de sare sau de oțet. Între timp aici uleiul bine încins. După cum vedeți, uite cam așa trebuie să arată ouăle, da? Și sfărâmate. Am oprit tigaia, o să mai iau un pic de apă de la salată, două linguri, două polonice, amestecăm bine, bine, bine. Până se omogenizează, opresc salata, opriți, opriți și o adugăm aici. Amestecăm, uitați deja ce culoare frumoasă. Mie îmi place foarte mult să o mănânc, rece. Vara. Adăugăm și ouă. Da? Așa. Cam așa arată ciorba de salată. Încercați și voi. Vă rog frumos să dați un like dacă vă place și să-mi spuneți dacă ați probat-o. Vă pupă Moni și poftă bună!